Jertfe umane la festivalurile drăcești din România. România a devenit patria unor festivale mamut, festivale de muzică care adună zeci de mii de oameni, dar aceste festivale atrag închinare la dragi, consum de droguri, traficanți de droguri, alcool, minori și în cele din urmă morți și zeci de internați în spitale. Acum sute de părinți se roagă pe la biserici pentru sănătatea fizică și mentală a copiilor lor, după ce copiii au dănțuit sub influența drogurilor, care au curs râuri și, din păcate, vor mai curge la aceste festivale, pentru că se pare că banii care vin din aceste afaceri sunt mai importanți pentru autorități decât siguranța tineretului. Adică când vezi masacrul produs de droguri printre tineri, ce faci? Nu există avertizmente, anulări, nu există o comisie morală, nu există nimic care să îi împiedice pe oamenii aceștia să mai organizeze și să mai creeze un paradis al consumului de droguri? În ultimul timp vin la slujbe și la consiliere tot mai mulți copii distruși de droguri sau părinți care cer rugăciuni fierbinți pentru copiii lor cu creierul prăjit. Un părinte a venit mult prea târziu să ceară ajutor, deoarece copilul lui a fost atât de afectat de droguri încât s-a aruncat de la etaj. Iar cea mai mare problemă a fost că din cauza drogurilor a devenit impotent, iar acest lucru nu a putut fi tolerat, curmându-și viața. Alți părinți și-au găsit copilul dezbrăcat pe terasa blocului, era pe punctul de a se arunca. Tocmai consumase droguri și auzea o voce care îi spunea să își curme suferința aruncându-se. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că mulți părinți, total inconștienți, le cumpără copiilor bilete la astfel de festivale și le mai dau și bani de buzunare și nu puțini. Iar acolo copiilor consumă pentru prima dată și deschid porți către cea mai oribilă viață și către lumea demonică. Dacă vă iubiți copiii, dacă vă iubiți pe voi, dacă aveți discernământ și căutați viața și nu moartea, atunci evitați astfel de evenimente, care de an la an devin tot mai drăcești și mai periculoase. Spitalele încă gem de tineri care luptă să elimine din corpuri otrava, servită sub puterea adrenalinei provocată de o muzică, ce parcă te încurajează să o faci fără rațiune și fără discernământ. Mulți m-au făcut nebun și excentric când le-am zis că aceste festivale sunt sub influența dracilor, care cer moarte și jertfe umane, dar azi ar fi bine să mergeți prin spitale să vedeți care e situația, să vizitați cel puțin o victimă a acestor lucrări ale diavolului. Eu voi avertiza mereu cu privire la tot ce este rău, dar din păcate puțin au ochi și urechi pentru a căpăta discernământ. Acum la final mă rog ca Dumnezeu să distrugă aceste întărituri drăcești care pun în pericol viețile tinerilor din România. Mă rog ca autoritățile să intervină și să le oprească până când numărul decedaților nu va crește și mai mult. Haideți să nu mai fim ipocriți. Ne doare doar când mor câte 60 odată. Dar dacă mor câte 2, 3 la fiecare eveniment, nu ne pasă, nu? Ce facem? Așteptăm să se adune 60? Doamne ferește! Cu prețuire pentru sfinți, relatează Tony Berbece pe pagina personală de Facebook. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Știrile Creștin Total, și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.